Voleibalistul Rareș Bolian a devenit în acest an pentru a doua oară consecutiv cel mai bun sportiv de la Clubul Sportiv școlar Zalău, acesta obținând în acest an medalii atât pe plan național, cât și internațional. Clubul sportiv școlar Zaleu și-a desemnat și în acest an cei mai buni trei sportivi, iar pe prima poziție se situează voleibalistul cu dublă legitimare la CSS Volei Municipal Zaleu Rareș Bălian. Acesta s-a situat și anul trecut pe primul loc alături de atletul Raul Crecan, însă acesta din urmă se află acum pe poziția secundă. Mă bucură foarte mult că am fost desemnat sportivul anului la CSS Zaleu. Sunt mulțumit de acest rezultat și de această nominalizare, deoarece a fost obținut prin muncă și perseverență, a declarat voleibalistul. Pe plan național, Rareș a câștigat în acest an Cupa României cu volei municipal Zalău și a devenit vicecampion național cu formația de la poarele Meseșului. Convocat cu câțiva ani și la loturile naționale de cadeți și juniori, voleibalistul Zalăuan a obținut în 2015 două medalii de bronz la campionatele balcanice rezervate juniorilor și cadeților. Atletul Raul Crecan ocupă poziția secundă în acest an, iar pe locul 3 se situează luptătorul George Orțan, care a devenit campion național la Junior 3, la categoria 59 de kilograme. Raul Crecan, sportiv cu dublă legitimare la CSS Club Sportiv Scilar și la liceul cu program sportiv Avram Iancu Zalău, a devenit în acest an dublu vicecampion național cu echipa liceului sportiv la campionatul național de semimaraton la categoriile Junior 1 și Tineret. Tot cu echipa LPS Avram Iancu Zalău a obținut titlul național la cro iar sportivul pregătit de Nelian Ianchiș are și o medalie de bronz la campionatele naționale școlare în proba de 1500 de metri.